El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale fiilor lui Israel. Psalmul 103, versetul 7. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17, ,3. Este o diferență semnificativă între a observa acțiunile lui Dumnezeu, chiar a minunilor lui, și înțelegerea căilor lui majoritatea creștinilor observă doar acțiunile lui Dumnezeu. Ei sunt impresionați de minuni exterioare. Caută înverșunați vindecare și binecuvântări materiale. Majoritatea rugăciunilor lor sunt de asemenea legate de aspecte pământești, în care doresc să-L vadă pe Dumnezeu acționând pentru binele lor și binecuvântându-i în domeniul material. Acest lucru se datorează faptului că ei se află într-o stare de copilărie spirituală. Biblia spune că viața veșnică este să-l cunoaștem pe Dumnezeu și pe Isus Hristos Ioan 17:3 Viața veșnică nu se referă la existența eternă viața veșnică este doar o altă expresie pentru viața și natura lui Dumnezeu Existența eternă va fi experimentată de toate ființele umane chiar și de către cei care merg în iad dar foarte puțini se bucură de viața veșnică cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și pe Domnul Isus, cu atât mai mult vom avea din viața veșnică. În zilele lui Moise, numai Moise a putut înțelege căile lui Dumnezeu. Astăzi, sub noul legământ, acest privilegiu ne este oferit tuturor. Cu toate acestea, foarte, foarte puțini îl cunosc pe Dumnezeu și căile lui, fiindcă cei mai mulți credincioși sunt captivați doar de acțiunile în exterior. Ale lui Dumnezeu. Și atunci când ei experimentează o minune exterioară, cum ar fi obținerea unui loc de muncă, câștigarea mai multor bani, dobândirea unei case noi, găsirea unei soții sau unui soț, ori trăirea unei vindecări, ei sunt entuziasmați și se grăbesc să mărturisească despre ea, pentru că astfel de minuni sunt cele mai importante lucruri din viața lor. Dacă astfel de lucruri încă ne entuziasmează. Atunci înseamnă că nu am văzut slava noului legământ. Un semn distinctiv al celor care sunt maturi spiritual este acela că ei nu sunt atât de mult preocupați de acțiunile exterioare ale lui Dumnezeu, cât de cunoașterea lui Dumnezeu și înțelegerea căilor lui. Numai când îl înțelegem pe Dumnezeu și căile lui, vom putea înțelege, de exemplu, ce înseamnă cu adevărat lumescul. Numeroși credincioși se gândesc la lumesc ca la ceva exterior, cum ar fi purtatul machiajelor, a podoabelor și a hainelor scumpe, sau deținerea de echipamente electronice scumpe, etc. Dar Romanii 12 cu 2 arată clar cum conformitatea sau asemănarea cu lumea se întâmplă în primul rând în mintea unei persoane. O persoană trebuie să reziste potrivirii lumii în mintea sa și aceasta să fie renoită, astfel încât să înțeleagă voia perfectă a lui Dumnezeu. O persoană se poate descotorosi de toate semnele exterioare ale lumii și să aibă parte de o mărturie bună înaintea oamenilor, dar să fie total lumească în modul de gândire. Pentru majoritatea credincioșilor, definiția lumescului depinde de propriul lor standard de viață. De regulă, ei consideră că tot ceea ce posedă din bunurile lumii nu îi fac lumești. Dar dacă o persoană posedă mai mult decât ei, atunci o astfel de persoană este lumească. Și atunci când standardul lor de viață crește, este ajustat în mod direct proporțional și calibrul la ceea ce ei consideră a fi lumesc. Dar niciun credincios nu este standardul perfect. Doar Isus este standardul nostru. Pentru a recunoaște lumescul, trebuie să-l cunoaștem pe Isus Hristos numai în lumina vieții lui putem vedea ce este lumesc și ce nu este. Fariseii au devenit auto în urmărirea neprihănirii, pentru că ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei urmăreau dreptatea fără a fi înfometați sau însetați după Dumnezeu însuși. Nu putem scăpa de fariseism doar prin evitarea actelor fariseilor. Putem, de exemplu, să auzim de anumite semne care îl demască pe un fariseu și să ne debarasăm de ele. Dar asta ar însemna numai ruperea fructului dintr-un pom rău. Fructul cel rău va reapărea pe o altă ramură. Se poate ca un credincios să-și petreacă toată viața doar desprinzând diverse fructe de fariseism din viața lui, devenind la sfârșit un fariseu mai mare decât era la începutul vieții lui creștine. Însă, când îl cunoaștem pe Dumnezeu vom realiza că singurul mod de a fi salvat din auto este prin tăierea din rădăcini a copacului. Să luăm în considerare chestiunea vindecării mulțimilor, care are loc peste tot în lume în aceste zile. Milioane de euro sunt colectați pentru aceste campanii de la credincioși și creduli. Rar găsești un credincios care poate discerne că nu e nimic din Duhul lui Hristos într-un astfel de creștinism comercializat. Însă, când îl cunoști pe Isus Hristos, atunci, pe oricine care se pretinde a fi un slujitor al lui Dumnezeu, îl vei compara cu Isus însuși. În lumina vieții lui Isus, va deveni evident că nu este nici o similitudine între Domnul Isus și așa-numiții vindecători. Dar, dacă nu-l cunoști pe Isus Hristos, multe lucruri care se fac în astfel de campanii îți pot părea foarte impresionante și poți fi înșelat. Duhul Sfânt a precizat cu certitudine că în ultimele zile va fi un puhoi de duhuri înșelătoare care vor invada lumea și care îi vor conduce pe mulți în rătăcire. 1 Timotei 4,1 Isus și-a avertizat adeseori ucenicii să fie atenți să nu fie înșelați. El a precizat înșelăciunea ca fiind primul semn al sfârșitului viacului. Matei 24,34 Singurul mod de a scăpa de o asemenea înșelăciune este prin cunoașterea Domnului. Atunci vom putea să discernem între ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu și ce nu. În aceste zile, părinții creștini sunt adesea confuzi cu privire la ceea ce ar trebui să permită copiilor lor să facă și ce nu. Ce programe școlare sunt potrivite pentru copiilor și care nu? Ce fel de haine ar trebui să le permită fetelor lor să poarte, etc., etc. Oare noi trebuie doar să imităm standardele adoptate de alți frați evlavioși? Biblia pare să susțină că imitarea acțiunilor altora ne poate conduce la înnecarea propriei ființe. Evrei 11 29. Trebuie să imităm credința altora și nu acțiunile lor. Evrei 13 cu 7. Trebuie să înțelegem principiile prin care un frate a ajuns la o decizie și nu doar să imităm acțiunile lui. Dați-mi voie să ilustrez cu un exemplu. Mi s-a povestit despre un frate care, știind despre cumpătare că este o parte esențială a evlaviei, obișnuia să pună pasta de dinți doar pe jumătate din periuță, astfel încât pasta de dinți să dureze de două ori mai mult. Poți imita această practică în fiecare zi și să nu devii evlavios. Ceea ce noi putem imita, însă, este principiul cumpătării pe baza căruia trăia acel frate, iar nu cantitatea de pastă de dinți pe care el o utiliza pe periuța lui. Dacă dinții tăi necesită mai multă pastă, poți utiliza o cantitate suficientă, chiar dacă ești un om evlavios. Pasiunea noastră ar trebui să fie să-l cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai bine, pentru că aceasta este viața veșnică. Urmează să ne petrecem toată veșnicia cunoscându-l din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care veșnicia nu va fi plictisitoare pentru niciun om a cărui pasiune este să-l cunoască pe Dumnezeu. Având această pasiune, nici viața noastră pământească nu va mai fi deloc plictisitoare. Haideți să învățăm ceva din viața lui Dumnezeu și despre căile lui din geneza 2, din modul în care el relaționa cu Adam. Acolo vedem că Dumnezeu a fost acela care a văzut nevoia lui Adam pentru o soție și care a împlinit această nevoie și a creat o soție pentru el. Acolo vedem cum este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna alert la nevoile oamenilor și face totul pentru a împlini acele nevoi. Când suntem părtași naturii divine, și noi vom deveni așa. Întotdeauna atenți la nevoile și problemele celor din jurul nostru, făcând tot ce putem pentru a împlini acele nevoi. Adesea, această atitudine va presupune un sacrificiu destul de mare din partea noastră. De aceea, e nevoie să ne întrebăm dacă suntem dispuși să plătim prețul părtășiei naturii divine. Natura noastră adamică este exact opusul acestei naturi divine. Viața lui Adam este totalmente egoistă și ne alertează doar la nevoile proprii și la cele ale membrilor familiei noastre. În realitate, este așa de plină de egoism și gelozie, încât nu dorește ca nevoile altora să fie împlinite nici măcar de un altul. Din potrivă, se bucură să-i vadă pe oameni suferind. Când omul a păcătuit, Dumnezeu a plasat heruvimi în fața pomului vieții, cu o sabie care se învârtea în toate direcțiile ca să păzească drumul către acel pom. Pomul vieții simbolizează viața veșnică, cunoașterea lui Dumnezeu. Prin această sabie, pusă în fața pomului vieții, Dumnezeu îi arăta în mod simbolic lui Adam că, de atunci încolo, oricine dorea să aibă parte de pomul vieții, trebuia mai întâi să experimenteze lovitura sabiei peste propria viață egoistă. Citim în Geneza 3 cu 21 că, imediat ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a ucis un animal în Eden, și i-a îmbrăcat cu haine făcute din pielea acelui animal. Și acolo, Dumnezeu i-a învățat aceeași lecție: că, din acel moment, singura cale pentru ei de a fi acoperiți era pe calea sacrificiului și a morții. Adam și Eva încercase să se acopere la început fără nicio moarte, numai cu frunze de smochin. Dar Dumnezeu a aruncat acele frunze și le-a arătat modul corect de acoperire. Îl vedem pe Dumnezeu, deci, chiar de la început arătând sacrificiul drept calea omului de a urma și de a se îmbrăca cu natura lui. Dumnezeu i-a spus lui Cain că problema lui fundamentală era că el nu avea intenții bune față de fratele său. Geneza 4,7 Iuda vorbește despre cei care merg pe calea lui Cain. Iuda 11 Cine sunt ei? Sunt aceia care nu au gânduri bune față de frații lor. Ar fi bine pentru noi toți să ne facem o cercetare spirituală în această chestiune. Poți spune cu sinceritate că dorești tot ce e mai bun pentru toți frații și surorile din biserica ta locală și pentru familiile lor? Poți spune de asemenea că dorești ce este mai bun pentru alți credincioși pe care îi cunoști din alte denominațiuni? Apoi, lărgește cercul și mai departe și întreabă-te dacă tot mai dorești ce este mai bun pentru toți oamenii pe care îi cunoști, inclusiv pentru rudele tale, pentru dușmanii tăi și pentru cei care te-au rănit în vreun fel sau altul? Dacă descoperi în inima ta tulburare, în loc de bucurie, când ceva bun îi se întâmplă altei persoane sau copiilor ei, sau dacă simți bucurie în loc de durere, când ceva rău îi se întâmplă ei sau familiei ei, ce indică oare aceste atitudini? Ți se arată doar că viața lui Adam este vie și activă în tine. Dacă ești sincer cu tine însuți, vei descoperi curând dacă mergi sau nu pe calea lui Cain. Trebuie să te grăbești să dai morții viața adamică atunci când o vezi în tine, dacă vrei ca focul și ungerea lui Dumnezeu să fie mereu peste tine. Numai atunci când grăuntele cade pe pământ și moare total, va fi mult fruct. Acela care moare total pentru sine nu se va ofensa niciodată, indiferent de ceea ce fac sau nu fac ceilalți. Întotdeauna va urmări binele pentru toți. Nu se va supăra niciodată în nicio problemă care îl privește pe sine însuși, și nu se va certa niciodată cu nimeni. Nu va vărsa nici măcar o singură lacrimă de autocompătimire pentru el însuși, pentru că, în mod sigur, oamenii morți nu plâng în mormintele lor. Fața lui Cain era posomorâtă și întunecată. Când nu gândea bine despre fratele lui, geneza 4:6. Noi nici nu realizăm că atitudinea pe care o avem în inimile noastre se reflectă adesea pe fețele noastre. Dacă ai intenții bune față de toți, fața ta va străluci întotdeauna cu bucuria Domnului. Mulți credincioși umblă pe calea lui Cain. În spatele zâmbetelor lor slabe și a binecuvântărilor lăudat fie Domnul, care vin de pe buzele lor, se găsesc atitudini greșite față de frații lor în credință. Când oamenii se întorc împotriva ta și îți fac rău, Dumnezeu îi folosește să-ți scaneze condiția reală a inimii proprii. Dacă nu-i poți iubi, ecografia inimii tale va arăta că nu ești părtaș naturii lui Dumnezeu, pentru că natura lui Dumnezeu este una care iubește chiar și pe vrăjmașii lui. Isus avea gânduri bune chiar și față de Iuda Iscarioteanul. Dumnezeu dorește ce este cel mai bine pentru toți oamenii mesajul Evangheliei este că și noi putem fi părtași ai acestei naturi. Aceia care n-au înțeles Evanghelia în acest fel, înseamnă că nu au înțeles Evanghelia deloc. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu nu i-a blestemat. El a blestemat șarpele. Dar lui Adam și Evei le-a dat acea făgăduință minunată a venirii lui Hristos ca sămânța femeii, Geneza 3,15, ca să zdrobească capul șarpelui. În acest proces, însuși călcăiul lui Hristos urma să fie zdrobit. Această zdrobire a fost prețul pe care El l-a plătit ca să salveze rasa lui Adam din păcatele ei. Aceasta este dragostea divină, o dragoste care este dispusă să-și pună viața la bătaie ca să salveze pe acela pe care îl iubește. Când vedem adâncimea dragostei lui Dumnezeu, ne vedem pe noi cât de mici suntem în dragostea noastră față de ceilalți. Noi nu putem manifesta niciodată această viață a lui Dumnezeu de unii singuri, chiar dacă ne străduim un milion de ani. Ea trebuie să ne fie dată de către Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit să ne inunde inimile cu această dragoste. Roman 5,5 Numai acela care este dispus să trăiască pe baza acestui principiu al dragostei care se sacrifică, poate fi folosit de Dumnezeu pentru a-și construi biserica pe pământ. În 2 Cronici 3 cu 1 citim că Solomon a început construirea casei Domnului în Ierusalim pe muntele Moria. Muntele Moria era locul unde Avram adusese drept jerfă lui Dumnezeu pe fiul său Isaac. Geneza 22 Acolo, pe acel munte, Avram a înțeles calea lui Dumnezeu drept o cale de sacrificiu și s-a supus ei. Dumnezeu a sfințit acel loc și o mie de ani mai târziu, el a hotărât să fie construită chiar acolo, casa lui. Până și astăzi, acesta este locul unde Dumnezeu își construiește casa lui, adică biserica. Oriunde îi găsește pe aceia care au Duhul și credința lui Avram. Pe Muntele Moria, Avram a spus în mod simbolic exact opusul a ceea ce Adam și Eva îi spuseseră lui Dumnezeu în Eden. Cu alte cuvinte, în Eden prin acțiunea lor de a mânca din fructul oprit, Adam și Eva i-au spus lui Dumnezeu că lucrurile create care le aduceau plăcere erau mai prețioase pentru ei decât însuși Creatorul. Și aceasta este ceea ce miliarde de ființe umane îi spun lui Dumnezeu chiar și astăzi. Au cinstit și au slujit creaturii în locul Creatorului. Romani 1:25. însă pe muntele Moria, Avram a spus opusul și anume că Dumnezeul lui și Creatorul lui era mai prețios pentru el decât cea mai dragă posesiune de pe pământ, Isaac. Și el era dispus să-l sacrifice pe Isaac ca să dovedească aceasta. Dumnezeu îi va onora pe toți cei care trăiesc pe baza acestui principiu al sacrificiului. Până și astăzi, adevărata casa lui Dumnezeu se construiește prin aceia care sunt pasionați de această cale. Pe dealul Calvarului, Isus a murit nu doar pentru păcatele lumii. Acolo, Isus a demonstrat principiul sacrificiului prin care Dumnezeu își face întreaga lucrare. Nimeni nu-i poate sluji Domnului în alt mod. Cei care caută o viață confortabilă în această lume și care doresc în același timp să zidească și biserica, nu vor face decât să se înșele singuri. Cei care caută maximum pentru ambele lumi sunt total înșelați de satan. Mulți au încercat să-i slujească lui Dumnezeu fără a face vreun sacrificiu. Cu toate acestea, eforturile lor au fost încununate cu eșec după eșec. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Efeseni 5,25 Ca să zidim biserica, noi trebuie să o iubim în același fel. Nu este suficient să dăm banii sau timpul nostru. Trebuie să ne dăm pe noi înșine, viața sinelui nostru. Când Dumnezeu a vrut să descrie dragostea Lui pentru om, El a putut să-și compare dragostea numai cu un singur exemplu pământesc, dragostea unei mame pentru copilul ei nou născut. Vezi Isaia 49,15 Dacă stai să observe o mamă, vei vedea că dragostea pentru copilașul ei este plină de spiritul sacrificiului. De dimineața de vreme până noaptea și chiar de-a lungul nopții, o mamă se sacrifică, se sacrifică și se sacrifică pentru copilașul ei. Și nu primește nimic înapoi. Rabdă durerea și neplăcerile an de an pentru copilul ei, fără să aștepte ceva în schimb. Așa ne iubește Dumnezeu și pe noi. Și aceasta este natura pe care El dorește să ne o imprime și nouă. Este imposibil însă de găsit în toată lumea o adunare despre care să se poată spune că toți membrii ei se iubesc unul pe altul în acest fel. Cei mai mulți credincioși știu doar cum să iubească pe aceia care sunt de acord cu ei și care se alătură grupului lor. Dragostea lor este omenească și foarte îndepărtată de dragostea mamelor care se sacrifică. Totuși, dragostea cerească este ținta către care noi toți ar trebui să tânjim. De aceea, ori de câte ori citim versetele de mai sus, ar trebui să admitem în mod sincer că dragostea noastră nu este încă așa. Și să ne mărturisim în același timp speranța și dorul că într-o zi ea va deveni asemeni celei cerești. Unei mame nu-i pasă dacă alții din jurul ei sacrifică sau nu ceva pentru copilul ei. Ea se sacrifică pe sine cu bucurie. În același mod, cel care vede biserica drept copilașul lui nu se va îngriji dacă alții din jur sacrifică sau nu ceva pentru biserică. El se va sacrifica bucuros. Și nu va avea nici o plângere sau revendicare de la altcineva. Aceia care se plâng că alții nu se sacrifică pentru biserică nu sunt mame, ci infirmiere angajate. Astfel de infirmiere au ore de lucru fixe și fac reclamație când infirmiera pentru următoarea tură de 8 ore nu vine la timp. Dar o mamă nu muncește ture de 8 ore pe zi. Ea muncește 24 de ore zilnic. An după an, și nici măcar nu este plătită. Chiar și atunci când copilul ei are 20 de ani, munca mamei nu se sfârșește. Numai mamele pot alăpta copilași în fiecare zi. Infirmierele nu pot produce lapte pentru copilașii avuți în grijă. În același mod, aceia care sunt ca mamele în biserică vor avea întotdeauna un cuvânt pentru copiii lor spirituali, la fiecare întâlnire. Mulți prezbiteri nu au niciun cuvânt pentru biserică, pentru că sunt infirmiere, iar nu mame. O mamă nu așteaptă nicio plată de la copiii ei. Niciun copil nu plătește vreodată o mamă pentru grija ei. De fapt, dacă am calculat salariile care ar trebui plătite mamelor pe baza unui salariu de infirmieră până la vârsta de 20 de ani, s-ar strânge o sumă exorbitantă. Care copil ar putea să-i plătească mamei grija de care? A beneficiat. Acum, întrebarea care ne revine nouă este: cine e dispus să muncească așa pentru Domnul și pentru Biserica lui, fără să primească nicio plată, sacrificându-se pe sine zi după zi, an după an, până când vine Isus? Dacă Dumnezeu poate găsi undeva în lume măcar o singură persoană cu acest spirit, El o va folosi să zidească Biserica, mult mai mult decât poate folosi zece mii de credincioși căldicei. Care încearcă să-i slujească fără spirit de sacrificiu. Când Isus se va întoarce pe pământ și tu vei sta înaintea lui, oare vei avea regrete pentru modul cum ai trăit? Sau vei putea să te uiți înapoi la o viață petrecută în mod util pentru împărăția lui Dumnezeu? Mulți rătăcesc și-și irosesc viețile pe pământ. Trezește-te, înainte să fie prea târziu, și cere lui Dumnezeu să-ți arate cum calea lui. Este calea sacrificiului. Cine are urechi de auzit, să audă.